Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Agenda Medicală. Vă propun un subiect interesant pentru astăzi și anume avantajele chirurgiei refractive, iar pentru a trata acest subiect îl avem în platoul nostru pe domnul doctor Levi Lehar. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră și că astăzi, iată, vom dezbate un subiect destul de obiectiv, dar în același timp destul de controversat, pentru că foarte multă lume nu cunoaște toate detaliile și amănuntele. Să rămână, mă bucur și eu foarte mult că pot să fiu alături de dumneavoastră și de telespectatorii dumneavoastră. Domnul doctor, mi-aș dori ca pe parcursul acestei emisiuni să trecem în revistă și avantajele și problemele care pot apărea pentru cei care, iată, sunt purtători de ochelari, ca și mine, am vrea să scăpăm de această problemă și nu știm, de fapt, unde trebuie să apelăm, ce trebuie făcut, dacă îndeplinim toate condițiile pentru a fi supuși unei astfel de intervenții chirurgicale și îmi propun să luăm toate aceste probleme pe rând. Spuneți-mi, pentru început, ce reprezintă, de fapt, chirurgia refractivă? Chirurgia refractivă modernă, ceea ce există în zilele noastre, reprezintă una dintre cele mai complexe și mai sofisticate intervenții chirurgicale din sfera oftalmologiei. Ea, totodată, fiindcă utilizează aparatură foarte, foarte modernă și este foarte tehnologizată, este și una dintre cele mai, să spun așa, simple și intervenții cu riscurile cele mai mici din cadrul oftalmologiei. De fapt, este vorba despre un laser special, un laser excimer, așa se numește, care efectuează un tratament la suprafața oculară, deci nu este un tratament, este un tratament minim invaziv, nu deschidem ochiul, nu intrăm în interiorul ochiului, lucrăm doar la suprafața acestuia. Acest laser special, șlefuind suprafața, remodelând ușor suprafața oculară, sigur, această remodelare este absolut invizibilă ochiului uman și ulterior, dacă privim cu microscopul, dacă examinăm prin microscop ochiul, nici nu ne dăm seama că ceva s-a întâmplat. Iar acest laser, șlefuind și remodelând cornea, poate să reducă și să șteargă dioptriile pacienților, astfel încât cei care poartă ochelari și trec printr-o asemenea intervenție, ulterior să scape de portul ochelarilor. Spuneți-mi, domnul doctor, de ce, dacă este atât de benefică această modalitate, de ce este atât de puțin mediatizat acest tip de intervenție? Este foarte important pacienții să cunoască posibilitățile, variantele și alternativele care există la portul ochelarilor, și aici a intervenit și dumneavoastră un rol foarte important pentru a furniza informațiile acestea pacienților. Într-adevăr, este important de știut, pentru că sunt pacienți cărora portul ochelarilor reprezintă o adevărată povară. Sunt care au motive absolut medicale pentru care efectuează aceste intervenții, fie că sunt diferențe de dioptrii mari între cei doi ochi și încercăm să le reducem sau să le ștergem de tot, fie nu pot să poarte ochelari, fie nu pot să poarte lentile de contact. Deci există variante când aceste intervenții, pe lângă faptul că au și un rol estetic, ele au și un rol medical bine determinat. Ca și cost, ați putea să le spuneți telespectatorilor noștri, este mai costisitor o astfel de intervenție sau este mai costisitor să porți ochelari, să mergi mereu la control, iar să-și faci, mă rog, un alt ochelar, mă rog, cu alte dioptrii, pentru că știm că noi, cel puțin care purtăm ochelari, se tot schimbă cam o dată pe an. Așa este, un ochelar de calitate necesită, este și scump. Cu atât mai mult dacă însumăm cu trecerea timpului perechile de ochelari de care avem nevoie sau lentilele de contact pe care le utilizăm, plus substanțele anexe pe care se folosesc acei dezinfectanți pentru lentilele de contact, sigur ajungem la sume mai mari decât este costul unei intervenții pentru reducerea dioptriilor.
Înțeles. Spuneți-mi, cine poate beneficia de avantajele chirurgiei refractive? Bănuiesc că există și niște categorii care nu pot beneficia de acest tratament. Există o limită, să spun așa, o limită de vârstă. Peste vârsta de 18 ani putem să începem aceste intervenții chirurgicale, iar o limită superioară pot să spun că nu prea există. Beneficiul major la o pacienții până la vârsta de 40-45 de ani, deci între 18 și 40 de ani. În această perioadă ochiul are și acomodație, adică acomodează la aproape, focalizează. Și în aceste situații, în cazurile în care pacienții se încadrează, în urma acestei intervenții pot să scape de portul ochelarilor, atât la distanță, pe stradă, la condus, cât și la aproape sau la calculator. După vârsta de 40-45 de ani apare presbiopia, adică nevoia de ochelari la citit, și atunci, în cazul acestor pacienți, această intervenție furnizează sau îi ajută să scape de ochelarii de distanță, de stradă, urmând să poarte doar ochelarii la citit. Sunt o serie de analize, de măsurători speciale care se fac în vederea acestei intervenții. Aceste analize ne arată dacă există cumva boli asociate care cumva contraindică această intervenție sau dacă există diverse alte probleme, respectiv putem estima în urma acestor investigații câte dioptrii se pot reduce. Dacă se pot reduce în totalitate, se pot reduce doar parțial, deci de la fiecare caz în parte și noi avem un dialog cu pacienții, le explicăm în detaliu fiecare problemă în parte, să știe cam la ce se poate aștepta în urma unei asemenea intervenții chirurgicale. Și, deci sigur, după aceste intervenții urmează, dacă totul este în regulă, să se facă o programare pentru intervenție. Spuneți-mi, domnule doctor, pacienții care sunt suferinți cu inima, adică sunt cardiaci sau cei care sunt diabetici, pot să beneficieze de o astfel de intervenție? Da, se poate. Diabetul zaharat reprezintă o contraindicație relativă. Deci sunt tehnici în chirurgia refractivă care chiar nu este influențată de boala de diabet, iar cei care sunt cardiaci, chiar și acești pacienți pot să beneficieze de un asemenea tratament, pentru că durează foarte puțin, durează doar câteva secunde, nu este dureros, nu folosim substanțe speciale pentru a influența cumva activitatea cardiacă. Desigur, cine este cardiac și are probleme foarte grave sau are nevoie de un consult cardiologic în prealabil, un aviz de la cardiolog. Dar în principiu nu am avut probleme de acest gen, să excludem pacienții pe asemenea criterii. Pentru copii este binevenită o astfel de intervenție? De la copii nu se efectuează, deci doar după vârsta de 18 ani, pentru că dioptriile ochiului se modifică până la vârsta de aproximativ 18 ani. După această vârstă sunt stabile și atunci putem efectua o reducere de dioptrii. Dacă am face la copii, reducerea de dioptrii și după aia oricum se mai modifică cu creșterea copilului, nu este de dorit acest lucru. Deci, de aceea se fac intervențiile după vârsta de 18 ani, când avem și o dovadă, dacă se poate, a stabilității dioptriilor oculare. Spuneți-mi, domnule doctor, care sunt riscurile, dacă există riscurile unei asemenea tratament și, bineînțeles, dacă există și contraindicații? Contraindicația majoră, să spun, sau cea mai frecventă care poate să apară în cazul chirurgiei refractive este o boală care se numește keratoconus. Dacă este o boală a corneii, care, sigur, noi ne dăm seama dacă această boală există sau nu în cadrul examinărilor pe care le efectuăm preoperator. Ca și alte contraindicații, este la paciente sarcina și alăptarea. Este bine să facem aceste intervenții
după ce mămicile au scăpat de alăptare. Astea sunt contraindicațiile majore, iar diabetul zaharat, după cum spuneam, este unul relativ, iar în cazurile de tehnici mai simple, acolo nici nu reprezintă o contraindicație. Cei care sunt șoferi, spre exemplu, de când își pot relua activitatea dacă sunt supuși unei astfel de intervenții? Imediat a doua zi după intervenție, poate ochii sunt ușor mai lăcrimoși, pot să fie ușoară senzație de corp străin, de nisip în ochi, dar aceste senzații trec. Deja a doua zi pacienții nu mai resimt aceste neplăceri, astfel încât după 2-3 zile deja pacienții pot să își rea activitatea zilnică. Alții chiar imediat după intervenție, care nu sunt chiar așa de sensibili, pot să-și rea activitatea, și avem pacienți care imediat după operație au început să lucreze, au pe calculator, deci nu reprezintă o povară această intervenție pentru pacienți. În tratamentul de recuperare, să zicem, sau postoperator, există o medicamentație specifică care se urmează sau picături speciale? Da. Postoperator, noi nu pansăm ochiul, deci nu se pune pansament. Imediat pacienții, imediat după operație, își observă, sesizează diferența. Se aplică lentile de contact în loc de pansament, astfel încât pacienții să vadă. Deci lentile de contact terapeutice, fără dioptrii. Și se administrează picături, într-adevăr. Aceste picături se administrează timp de o lună de un fel, încă două luni de altfel, deci fiecărui pacient în parte este indicat perioada și felul picăturilor care trebuie utilizate. Iar pentru cei care nu suportă sau nu pot să folosească lentile de contact, pentru aceea lentila de contact, deci lentile de contact care noi le utilizăm postoperator sunt lentile de contact terapeutice, care noi le îndepărtăm după o săptămână sau mai repede, după 2-3 zile. Au fost pacienți care într-adevăr au spus că nu suportă lentile de contact și le-am îndepărtat după 3-4 zile, nu este nicio problemă. Înțeles. Cum se poate obține, din punctul dumneavoastră de vedere, o corecție optimă a vicilor de refracție? Corecția optimă, ideală, sigur reprezintă când putem să reducem dioptriile la zero. Altfel spus, să obținem o stare în care pacienții noștri ajung la o situație în care sunt independenți de ochelare. Deci se descurcă în viața de zi cu zi fără ochelari. Acesta este scopul nostru și acesta este, să zicem, situația optimă. Și în majoritatea cazurilor, pacienții care solicită aceste intervenții pot să ajungă în această situație și pot să spun că în totalitate din cazuri am obținut postoperator ceea ce am preconizat preoperator. Spuneți-mi, domnule doctor, ne deranjează cu ceva dacă în dioptria respectivă găsim un cilindru sau o prismă? Acest laser este un laser foarte performant, care corectează atât cilindru, atât astigmatismul, cât și miopia, respectiv hipermetropia. Deci miopia sunt dioptriile cu minus, sunt cele mai frecvente, hipermetropia sunt dioptriile cu plus. Iar astigmatismul, sigur, poate să fie și acesta hipermetropic sau miopic sau astigmatism mixt, dar oricare din aceste dioptrii pot să fie abordate prin această tehnică. Și ce facem cu cei, spre exemplu, care lucrează foarte mult în fața calculatorului sau sunt expuși unei luminozități artificiale sporite și care, spre exemplu, în momentul când poartă ochelare, au acest strat antireflex, probabil, bine, în stratul cel mai complex posibil, sau dacă lucrează la calculator, au acele lentile în degrade? Acești pacienți, dacă lucrează foarte mult la calculator și simt nevoia sau simt cumva beneficiul unui asemenea ochelar, pot să poarte după intervenție un asemenea ochelar de protecție, dar lentilele nu vor avea dioptrii, vor fi sticlă plană, așa se numește, un ochelar cu protecție,
fără dioptrii pentru calculator. Se poate... În cazul șoferilor, probabil, se va opta pentru acea lentilă polaroidă. Exact. În cazul șoferilor există aceste lentile polarizate care filtrează strălucirea care apare pe suprafețe și este o variantă odihnitoare și este de recomandat pentru șofer așa ceva, într-adevăr. Cei care au fobie de lumină, domnul doctor, fi beneficiarii unei astfel de intervenție? Da, nu modifică fobia. Fobia deja ține de altă sferă, nu de cea oftalmologică. Am întâlnit diverse persoane, spre exemplu, da, care au o lentilă colorată și trebuie să o poartă tot timpul. Atunci ei ce o să facă? O să-și poartă tot așa o lentilă colorată fără dioptrie? Da, ochelari de soare. Sunt mulți pacienți care și-au dorit să poarte ochelari de soare și din cauza faptului că aveau dioptrii, nu puteau să aveau ochelarii de vedere și nu puteau să poarte ochelarii de soare și era oarecum un vis al dânșilor împlinit să, în sfârșit, după foarte mulți ani, să poată într-adevăr să poarte ochelarii de soare. Deci această fotofobie, într-adevăr, se poate corecta cu un ochelar de soare, fără nicio problemă. Spuneți-mi, după operația de reducere a dioptriilor, este necesară intervenția în unitatea dumneavoastră? Deci după această intervenție, noi... Sau pacientul pleacă acasă? Da, pacientul poate să plece acasă fără nicio problemă. Acasă își administrează deja picăturile și a doua zi urmează să facem controlul postoperator de a doua zi. După care, următorul control se are loc la o săptămână, pe urmă la o lună, la 3 luni, la 6 luni. Deci nu este un timp foarte mare alocat acestei Nu. Deci efectiv control. Intervenția durează doar câteva secunde pe fiecare ochi în parte. Nu reprezintă neplăceri, este absolut nedureroasă. Anestezia se efectuează cu picături de anestezic, deci nu înțepăm sau nu facem injecții nici pentru anestezie. Efectiv, toată intervenția cu pregătiri, cu tot, pregătirile durează mai mult decât intervenția. Iar imediat după operație, pacienții pot liniștiți să plece acasă, fără nicio problemă. Ce facem cu pacienții cărora le este frică? Da, și cărora le este frică sau ajung să își învingă frica și să facă această intervenție sau atunci renunță și poartă mai departe ochelare. Există, nu știu, niște calmante specifice care pot fi administrate înainte ca să nu se miște în timpul operației sau se sedează ușor? Da, care sunt mai anxioși, sigur, atunci putem să dăm niște căsi și utilizăm calmante pe care le administrăm pacienților și se liniștesc. Dar, în principiu, pacienții trebuie să-și dorească această intervenție și, cum să spun, cine chiar dorește să scape de ochelari, nu este frică, ci abia așteaptă să ajungă acolo și să scape și să termine și chiar nu am avut probleme. Ce restricții are pacientul pe durata recuperării sale după operație? Imediat după intervenție este interzis să mergem la băi publice, la strand, să evităm să intre în ochi praf sau mizerie, deci să ne menajăm puțin ochii. Dar această perioadă durează doar câteva, prima săptămână sau primele 2 săptămâni. După prima săptămână și îndepărtăm aceste lentile de contact terapeutice. Și după care, după primele 2 săptămâni sau chiar și după prima săptămână, pacienții pot să-și rea activitățile acestea dacă pot să meargă și la strand și să se machieze, deci fără probleme. Sauna este la fel de evitat în primele săptămâni? Sigur, în primele zile după operație este bine, dar să nu intre transpirație în ochi, să evităm aceste lucruri. Dar pentru sportivi? Pentru sportivi, de performanță. Da, tot așa, pentru sportivi există această tehnică PRK, care este tehnica cea mai simplă și cu riscurile cele mai mici care pot să existe.
Și aceasta este cu precădere recomandată sportivilor de performanță cu care au sporturile de contact sau de acest gen. Ați întâlnit astfel de cazuri când sportivi de performanță au venit spre dumneavoastră pentru a scăpa de această problemă, pentru că este destul de dificil să faci sport Sigur, cu ochelari? Sigur, da, acesta este un motiv pentru care noi se indică această intervenție, anumite sporturi practicate în mod amator sau profesionist sau anumite profesii pe care pacienții le au. Deci aceste indicații, sigur, sunt, să spun așa, bine determinate și nu intră în sfera indicațiilor estetice. Spuneți-mi, domnule doctor, care sunt principale categorii de, să zicem așa, de cetățeni care vin, și nu vorbim acum de bugetul de care dispune fiecare, mă refer doar strict ca și profesie, care vă calcă pragul clinicii dumneavoastră? Este foarte variată. Nu pot să spun că predomină o profesie mai mult decât cealaltă. Pur și simplu, pacienții care ajung să fie deranjați de portul ochelarilor sau săturați sau nu mai pot să-i poarte, nu vor să-i poarte, efectiv ne abordează, ne solicită serviciile și doresc să pur și simplu să scape de ochelari. Cât la sută din ponderea serviciilor pe care dumneavoastră le aveți în portofoliul clinicii dumneavoastră se orientează în această direcție? Dacă e să fac așa un procent, undeva cred că către 20% dintre pacienții noștri ne solicită pentru asemenea intervenții chirurgicale. Și care este trendul? Cum simțiți piața? Ce se întâmplă de la un an la altul? Este, să spun așa, o situație benefică, bună, deoarece noi avem pacienți și din alte țări chiar care ne solicită. Am avut pacienți din Germania, din Austria, care au venit la noi în satul mare și s-au operat cu această tehnică pentru a scăpa de ochelari. Dânsii au aflat că, de fapt, la un preț mult mai mic decât ar fi fost la dânsii în Germania sau în Austria, au fost operați în România cu aceeași tehnologie și cu aceleași aparate. Și oarecum s-a extins acest trend. Și pe viitor considerați că lumea va fi mult mai deschisă, desigur, dacă și aceste servicii vor fi mult mai mediatizate? Cu siguranță, cu cât lumea află mai mult de ele, reticența va scădea și după ce cât mai mulți pacienți își vor da seama de beneficiile aduse de această tehnică, cred că va fi tot mai răspândită. Spuneți-mi, de ce spuneați că dacă lumea ar scăpa de aceste reticențe, care sunt principalele reticențe? Păi, cum spunea și dumneavoastră, că este frică, unii pacienți, sigur, pun întrebarea, bun, dar cât ține această intervenție? Dacă eu îmi reduc astăzi dioptriile, ce garanții am că nu reapare? Din păcate, garanții în serviciile medicale referitor la viitor nu avem cum să dăm, pentru că nu știm. Ne-ar plăcea să putem să dăm, dar nu avem cum. Dar practica medicală ne arată faptul că aceste dioptrii, în principiu, sunt stabile. Există șansa ele să reapară, într-adevăr, mai cu cât pacientul este mai tânăr, cu atât aceste șanse de regresie, de reapariție a dioptriilor este mai mare. În cele mai multe cazuri ele nu reapar, dar dacă totuși reapar, atunci aceste dioptrii de obicei sunt mai mici decât au fost inițial. Și dacă cumva ajung la un nivel în care deranjează pacientul, pentru că pot să reapară niște dioptrii foarte mici care să fie suportate bine de către pacient și să nu deranjeze, dar dacă totuși ele cresc la un nivel deranjant, în majoritatea cazurilor putem să facem un tratament suplimentar și să le eliminăm și pe acestea care reapară.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Iată, prima parte a acestei emisiuni se încheie aici. Doamnelor și domnilor, revenim la agenda medicală cu multe alte subiecte interesante. Cu domnul doctor Levai Lehar, rămâneți alături de noi.